Salutare! Sunt Mihaela de la M. Miha Crochet și astăzi vin către voi cu acest proiect superb. Este o purcelușă cu fustiță care am făcut-o pe un corp pe care este deja pe canal. Un cap și un corp pe care am făcut și dinozaurul și ursulețul în pijama și balerina și iepuraș. Iar acum am găsit o metodă de a face și aceste piciorușe și aceste urechi superbe de purceluș cu fustiță și codiță. Da? Avem nevoie de 30-40 de grame de peria. Acesta este peria. L-am lucrat cu croșet numărul 2. În tutorial o să vedeți încă o purcelușă făcută cu alize Cotton Gold, pe care acum nu o mai am, să le compar. A ieșit un pic mai micuță pentru că este firul mai subțire. Acesta este peria XL, da? Aceea unde sunt 110 metri în 50 de grame. Deci ea se poate coase piciorușele și codița în așa fel încât să stea în funduleț. Da? Avem nevoie de puțină dantelă sau putem să facem tot din croșet ceva adecvat, puțin fir negru pentru ochi și puțin roz să fie de aceeași grosime pentru a veni așa de frumos a ieși. Ok? Eu vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți, să distribuiți aceste tutoriale superbe și să ajutați și alte hărnicuțe. De asemenea, vă aștept și pe grupul Croșetez odată cu tine, unde putem împărți aceste idei. O să găsiți schema și o care aveți nevoie, o să faceți captură de ecran, să vă opriți schema, să vă transcrieți pentru a putea lucra. Eu vă doresc spor la lucru. Pe curând! Și acum, într-un tutorial pas cu pas, vom merge să facem purcelușa cu fustiță. Corpul de la purcelușă, începem cu ochiul magic, cu 6 piciorușe scurte, apoi 12, 24, 30, 36, se vede până aici. Eu am încercat un pic să facă mulțirile în diverse locuri, să nu se mai vadă acele dungi. Da? Și așa cum este și în video trecut, apoi am mers cu rânduri drepte, mai târziu am început cu scăderi după această schemă. Vă faceți o captură de ecran și așa vă puneți deoparte. Dacă nu, vă uitați la video care o să-l las în descriere. La cap este exact ca la acel corp, da? Doar că apoi de la rândul 16, 18, așa, continuăm scăderile, exact cum am făcut aici, da? Și cum în acel video capul era rămas descheiat, aici noi îl vom încheia și vom face acest ultim rând, numai scăderi. Deci pe toate le scădem și rămânem cu 6 piciorușe scurte pe care imediat o să le coasem. Ok. Acum lăsăm un pic de ață mai multă, tragem firul, fac așa. Ia să vedem. Și practic noi acum vom lua toate aceste bucle care sunt rămase. Câte una, câte una și coasem exact ca la, ca și cum ar fi ochiul magic. Ia uitați.
și strângem bine. Băgăm pe interior. Să fim delicate, pentru că această parte o să se vadă. Așa. Ia uitați. Perfect a ieșit. Ok? Minunat. Acesta este capul. Acum o să mergem să facem brațele și avem două de făcut, da? Eu am făcut deja cu firul nou un braț și începem cu 6 piciorușe scurte pe ochiul magic, da? Deci pe rândul 1 cu roz închis facem 6 piciorușe scurte pe inelul magic, apoi la rândul 2 facem o mulțire, un picioruș scurt, repetăm de 3 ori, la final vom avea 9 piciorușe scurte. Deci facem așa, inelul magic, un ochi de lanț și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, strângem bine, bine, bine. Așa. Este doar acest rând unde avem nevoie de semn. Deci, în primul picioruș facem deja o înmulțire. 1, 2. Următorul un picioruș scurt și mai repetăm de 2 ori. O înmulțire, 1, 2, 3 și un picioruș scurt. Din nou, o înmulțire și acum un picioruș scurt. Da, că ne-a rămas și firul pe afară și asta nu contează. Acum scoatem doar jumătate, da? Punem firul culoarea următoare, dar facem un ochi de lanț ca să țină mai bine și deja schimbăm culoarea. Și în acest fel am terminat cele 9 piciorușe din primul rând. Da? Și acum continuăm să facem piciorușe scurte, dar nu aici, în următorul. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? 2, 4, 6, 8, 9. Deci nu în acesta, în primul picioruș, continuăm să facem picioruș scurt în picioruș scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și al 9-lea. Da? Acum capetele, eu zic că e mai bine să le legăm și apoi să tăiem.
Am înodat bine aici și acum, de la rândul 3, care l-am făcut acum, până la rândul 6, vom face aceste 9 piciorușe scurte, da? Deci continuăm să facem aceste încă 2 rânduri. Ne vedem la rândul 7. Vedeți că se vede aici unde am început rândul și avem 3, 4, 5, 6, da? Și acum, la rândul 7, avem aici 7 piciorușe scurte, o scădere. La final rămânem în 7 piciorușe scurte. Deci, continuăm să facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și acum luăm 1 și al doilea, facem această scădere. Da? Am zis A pentru că aici rămân 8 piciorușe scurte, nu 7. Înainte de a închide, putem pune vată, deși, spre exemplu, al meu este destul de, brațul meu este destul de rigid, nu că îi trebuie prea multă vată. Ia să vedem, asta e mai tare, mai punem puțin. Așa. Și acum închidem cât 3 piciorușe scurte. Ia să vedem câte ne ies. Sunt 8. Deci luăm primul picioruș de aici și cu cel care se primul de aici care se poate lua. Primul nu se poate. Deci 1, 2 și al treilea. Dar luăm și pe acest picioruș care a rămas. Asta este opțional. Așa. Și acesta este și brațul. Ce frumos! E, uite așa, mai departe. Bun, acum o să mergem să facem și celălalt picioruș. Da? Ce drăguț! Este un pic mai mare față de braț. Deci, vom începe la fel cu inelul magic, cu roz închis, pe care facem 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Strângem bine, 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 punem din nou semnul doar pentru aceste 2 rânduri. Și pe al doilea rând, la picioruș, vom face 6 înmulțiri. Deci intrăm aici în primul picioruș. 2, 4, 5, 6. Sunt. Mai verificăm uneori și facem 1, 2. În primul întotdeauna merge puțin mai greu. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dăm semnul și mai facem un rând de 12. Da? Avem aici scris. Deci 6 picioroși în rândul 2, 6 înmulțiri și acum rândul 3, 12. Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dar nu-l terminăm, da? Ne amintim de fiecare dată să schimbăm rozul. Trecem la roz deschis. Și aici, la fel ca și la mânuță, schimbăm culoarea. Am terminat acest picioruș. Așa. Și acum mergem mai departe cu 12 piciorușe scurte până la rândul 9. Ok? Deci continuăm să facem 5 rânduri de piciorușe scurte cu roz deschis. La rândul 10 avem 10 piciorușe scurte și o scădere, cum am făcut la mână, da? Rămânem în 11 piciorușe scurte. Deci avem 2, 4, cele 6 rânduri și urmărim această dungă, da? Și începem să numărăm de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 și 10. Așa, facem această scădere. Da, și suntem exact pe dungă. Acum punem vată. Așa. Și îl închidem. Cum am făcut și la mână, la fel. Luăm un picioruș de aici și cel de aici. Da? Și avem 1, 2, 3, 4 și al cincilea îl facem alunecat, că e mai bine. Ok. Și acesta este piciorușul nostru. Da? Tragem firele pe interior. O să ne vină mai ușor la cusut. O să facem urechiușele. O să începem așa, lăsăm aici să ne țină companie și voi începe cu ochiul magic, unde avem 6 piciorușe scurte. Ochiul magic eu îl fac foarte simplu, așa, ața pe deget o pun așa, pentru că o tensionez mai ușor, ochiul magic, cum am zis. Și scot prima dată.
fac primul ochi de lanț. Iar aici fac 6 piciorușe scurte. Croșeta este de 2. Și am 1, acesta al doilea, al treilea. Facem piciorușe în X pentru că strânge mai bine. Al patrulea, al cincilea și al șaselea. Da? Ochiul magic acum este, acum nu mai este. Strângem bine, dăm firul înăuntru, punem semnul și continuăm să facem. Acesta este ochiul de lanț, acesta este primul picioruș scurt. Și dacă le numărăm, avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intrăm în primul și luăm amândouă buclele și vom face tot 6 piciorușe scurte. Este mai greu cu puține piciorușe scurte, dar se poate. 3, 4, 5, 6 și al șaselea. O să aibă tendința să se strângă în interior, dar noi să-l împingem către exterior. Așa, pentru că așa se formează acest vârf. La rândul 3 avem o înmulțire și două piciorușe scurte. Repetăm doar de 2 ori. La finalul rândului vom avea 8 piciorușe scurte. Dăm semnul nostru pe această parte, da? Și să nu confundăm. Vedeți, acesta este ultimul, aici este semnul și înseamnă că este primul. Deci intrăm aici. Și facem o înmulțire. Asta înseamnă că în același loc mai intrăm încă o dată. Asta înseamnă înmulțire. Într-un picioruș am făcut 2. Mai facem un picioruș scurt în picioruș scurt. 1. 2. În următorul 2. Înmulțirea. Facem din nou înmulțirea. Repetăm, da? Și acum mai rămân 2 piciorușe scurte. 1, 2. Și am terminat rândul 3. Am ajuns la rândul 4. Dăm semnul. Și vom face din nou o înmulțire, de data aceasta 3 piciorușe scurte. Repetăm la fel, doar de 2 ori. La final vom avea 10. Hai să numărăm, să vedem aici dacă sunt 8. Vom începe de aici număratul. Deci acesta este de unde este scos firul, de unde este semnul, și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedeți? Și asta este al 8-lea.
Dăm semnul și continuăm. Deci, 1, 2 și acum, deci am făcut înmulțirea în același loc, da? Prefer să lucrez așa mai strâns, pentru că e mai frumos când stă așa mai drepte urechile, nu? Și avem 1, 2 și al treilea aici. Acum avem o înmulțire, 1, 2 și următoarele 3 piciorușe care sunt singure. 2, 3. Da? Acum dăm din nou semnul și mai facem încă o dată o mulțire, 4 piciorușe scurte, repetăm de 2 ori și la final vom avea 12. Deci, facem deja înmulțirea, ața o să se ducă într-o parte, evident, că noi facem înmulțirile aici și se duce. Deci am făcut înmulțirea și facem un în următorul, încă 1, 2, 3, 4. Înmulțire. Și încă 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Să scoatem firele astea care s-au tras aici. Așa. Le băgăm înăuntru. La rândul 6 facem o mulțire și un picioruș scurt. Repetăm de 6 ori și vom avea 18 piciorușe scurte. Da? Deci vom avea mulțirea aceasta mare. Ia să numărăm la rândul 6 și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedeți? La acest rând. Ok. Și facem. Începem cu înmulțire. Deci, o înmulțire, un picioruș scurt, o înmulțire, deci în același loc, un picioruș scurt. Repetăm încă de 4 ori. Până la capăt. Și am ajuns la capăt. Da? Dăm semnul și la rândul 7 facem o mulțire, 2 piciorușe scurte, repetăm de 6 ori și la final vom avea 24. Deci, în primul vom face înmulțire. 1, 2 și al doilea înmulțire. Acum un picioruș scurt și al doilea. Repetăm. Înmulțire.
două piciorușe scurte. Repetăm încă de 4 ori până la capăt. Am ajuns la capăt. Perfect. Acum avem rândul 8, 9 și 10 cu același număr de piciorușe scurte, cu 24. Da? Punem semnul și ne vedem peste 3 rânduri. Facem piciorușe scurt în piciorușe scurt. Am ajuns la acest nivel, deci am terminat și cele 3 rânduri cu 24 de piciorușe scurte și cu pixul sau chiar cu croșetul. Trebuie lărgit un pic aici vârful acesta, că altfel rămâne prea ascuțit. Atât. Bun. Mai avem 3-4 rânduri mai avem. La rândul 11 facem 6 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de 3 ori. Rămânem în 21 de piciorușe scurte. Deci dăm semnul și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scădere. Scăderile invizibile se ia jumătate din buclă, din veu și cu cealaltă de alături, da, de la cele două piciorușe și le scădem. Prima scădere. Repetăm a doua oară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scădere și repetăm a treia oară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scădere. Ok? Perfect. Rândul 12. 5 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de 3 ori, rămânem în 18. Deci dăm semnul și facem 1, 2, 3, 4, 5, scădere, repetăm încă de 2 ori, 1, 2, patru, cinci, scădere, un, doi, trei, patru, cinci, scădere. Și am terminat rândul 12. Rândul 13. 4 piciorușe scurte, o scădere. Repetăm de 3 ori, ajungem la 15. Deci, 1, 2, 3,
4, scădere, repetăm încă de două ori, 2, 3, 4, scădere, un, doi, trei, patru, scădere. Ok? Am ajuns la capăt. Am terminat și rândul 13. La rândul 14 le unim. Adică facem așa. 1 de aici și cu penultimul de aici. Da? Și le unim. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase și al șaptelea e mai bine să-l facem alunecat. Ok? Și aceasta este urechea. Tăiem firul sau ne lăsăm de cusut și aceasta este urechea. Hai să coasem urechile. Ia să punem pe la nivelul acesta și ne uităm la acest purceluș și vedem că avem 2, 4, 6, 8, 9 rânduri. Iar aici avem 1, 2, 3. Ia să vedem. Să punem urechile așa. Deci 1, 2, 3 și de aici în jos. Vedeți? Deci le așezăm cumva așa. Aici este tot farmecul, da? Cam cum vine. Și o să coasem doar partea de aici, că apoi aici o să dăm cu puțin fard. Da? Ok, deci ne apucăm de cusut. Am poziționat urechile și le-am cusut. Da? Aici trebuie să aveți voi un pic de imaginație când le aveți în mână. Da? Și acum o să facem boticul. Am luat un croșet mai micuț, o idee mai micuță, și facem 4, 3, 4 ochiuri de lanț. Și mă întorc pe dos, aici, și fac un picioruș scurt și al doilea. Ok. În ultimul fac 3 piciorușe. Nu pot să le fac în X pentru că îmi alunec. 2, 3. Da? Ne întoarcem pe partea cealaltă și facem încă 1. Al doilea. Și aici în ultimul ochi, la fel vom face 3.
1, 2, 3, în același loc. În așa fel încât acum avem în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Mai facem un rând, trebuie lucrat mai strâns, deci două piciorușe scurte și aici din nou o mulțim pe cele trei înmulțiri, facem încă trei, doi, pe cel din mijloc. Mai facem una, două și pe a treilea mai facem încă două. Acum avem cele două piciorușe scurte de pe latura lungă. Da? Și acum le avem peste 1, 2, 3, care au fost făcute în ultimul ochi de lanț și facem 1, să încercăm să strângem mai bine, deci o mulțire, a doua mulțire și a treia. Ia să vedem cum vine. Nici prea mare, nici prea mic. E perfect. Bun. Acesta al treilea. Ia să încercăm să-l închidem aici. Tăiem firul. Și cu cealaltă culoare o să încep cumva de pe lateral, din altă parte, nu contează. Fac așa, fac un ochi de lanț ca să se prindă mai bine boticul, un ochi de lanț pe lucru și tot în el primul picioruș. Acum mergem de jur împrejur și vom face cele 10 și cu 6, 16 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4. Deci nu mulțim, nu scădem. 5, 6, 6. Aici facem 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da? Deci noi luăm pe cea din exterior. Da? Bucla din exterior și facem piciorușe alunecate. Astea trebuie sclăsate un pic mai legere. Oricum, aceste piciorușe sunt prin natura lor mai strânse, mai mici. Ok? Și până aici. Tăiem firul. Punem ața. Am pus ața și am cusut boticul aici. Da? Apoi am cusut ochii.
Intrând cu oață neagră pe dedesubt, am făcut o nară aici și m-am dus, vedeți, exact de lângă năsuc, trei piciorușe scurte, unul în jos și două în sus, după care am trecut și la ochiul celălalt. Am trecut înapoi și am făcut și nara cealaltă și am înodat aici și am băgat dedesubt. Am poziționat capul, vedeți, un pic în sus, da? Mânuțele le-am pus mai către centru, exact la gât, și am cosut o parte pe deasupra și acum o să mai cos mânuța cealaltă pe aici, pe dedesubt, dar cât mai în gât să fie cusute, da? Și coasem cât de bine putem. Am luat fir de aici, de la peria, și l-am desfăcut. L-am pus în două. Am desfăcut din el ca să... pentru că era prea gros, nu avea sens. Ok. Aici o să mai cos eu puțin, dar la picioare noi trebuie să le punem cumva să stea în funduleț. Deci să fie, să așezăm porcușorul să stea în așa fel încât, vedeți, piciorușul să vină exact la nivelul acesta. Și nici așa să-l punem, nici prea în sus. În așa fel încât să poată să stea șezut. Ok? Și apoi trecem la codiță. Am cusut picioarele în poziția asta și să vă uitați că mai trebuie prinse puțin aici pe șold sau să vedeți cum stă, în așa fel încât să stea așezut. Da? Mi-a rămas ața că și acum vom face codița. La fel, am luat un croșet mai finuț și facem 10 ochiuri de lanț. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practic, croșetul ăsta este tot un 2, dar e mai subțire decât celălalt. Și intrăm în al doilea ochi de lanț și vom face 3 piciorușe scurte, dar trebuie lucrate strâns. Pentru că apoi pe purceluș vine mare. Da, am făcut 3 piciorușe, acum intrăm în următorul. Lucrăm strâns, al doilea și al treilea picioruș scurt. Acum în următorul. 1, 2, 3. În următorul, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedeți cum se face exact cum e codița de purcel. Am făcut pe fiecare câte 3 aici, la sfârșit doar câte una, pentru că trebuie să ne orientăm la locul faptei, să nu iasă nici prea mare, da? Și eu o să tai firul scurt, așa, o să îl trec pe mijloc, ia să vedem, 2, 4, 6... Și aici sunt 2, 4, 6. Aici ar fi centru. Ia să-l pun mai jos. Și să o înnod și să o cos aici. Da?
un nod aici, trag firele pe interior și gata. Ia să vedem. Ia uitați ce frumos stă aici. Da, o cos aici și apoi voi alege o dantelă pentru fustiță. Am găsit această dantelă prin casă și am unit-o undeva, pe o parte este unită și am încrețit-o puțin în așa fel încât să nu vină pe, perfect pe corpul purcelușei. Și acum o să dăm cu fard. Am o periuță mai micuță și folosim din acest fard și o să începem să dăm mai pe interiorul aici și să îl tragem către exterior, să fie mai puțin către exterior. Aici mai la fund să fie mai închis. Cam așa. Hai să dăm și pe aceasta. Ok. Facem puțin obrăjori. Da? Și continuăm să o machiem. Aceasta este și machiajul. Acesta este și machiajul acestei purcelușe cu fustiță. Da? Codița, vedeți că am cusut-o mai bine aici, ca să fie mai frumoasă. În acel fel e asta și în funduleț, așa, da? Și este superbă. Eu vă aștept pe canalul meu Women Miha Crochet. În continuare să facem lucruri frumoase, interesante, de care să ne bucurăm împreună. Vă aștept și pe grupul nostru Croșetez odată cu tine, unde împărțim idei cât mai multe. Vă pup, spor la lucru!